Hotelul de gheață de la Bulealac este celebru pentru frumusețea lui, dar acum mai are un motiv de mândrie. Restaurantul hotelului a fost nominalizat la Restaurant and Bar Awards 2023. Vorbesc despre această reușită cu administratorul hotelului de gheață, Arnor Klingeis. Bună seara! Bună seara! Bun găsit! Ce înseamnă această nominalizare pentru dumneavoastră? Vă întreb în ideea în care bănuiesc că s-a muncit foarte mult la acest proiect. Despre ce investiții vorbim? În general vorbind, orice nominalizare este binevenită. Ne bucurăm în mod special că este o nominalizare din Marea Britanie, o piață foarte concurențială în care este destul de greu să ajungi să concurezi și să vii cu un produs, cu o ofertă care să atragă atenția comunității și lumii de acolo. Hotelul de gheață, deci restaurantul de gheață, mereu a fost ceva deosebit. Toți turiștii din Anglia au apreciat foarte mult atmosfera și acele 3-4 ore petrecute seara în hotel și în restaurantul de gheață. Meniul în sine este un meniu, să spunem așa, un pic în fine dining. E un meniu decorat, un meniu care atrage și cu ochiul, dar și cu gustul. Și de foarte multe ori a avut un feedback foarte, foarte bun. Am observat acum niște imagini, sunt senzaționale. Eu vreau să vă întreb cât de mult s-a investit în acest proiect? Dacă ne puteți da niște cifre. Da, în fiecare an se investesc undeva la 50-60 de mii de euro. Se investesc și în construcție, în design, în detalii, dar și în marketing. De exemplu, în Anglia se investesc undeva la 10, 15, 20 de mii de euro pentru a poziționa hotelul în trendul britanic. Îmi spuneați de design mai înainte. Vreau să vă întreb, colaborați cu designer din România, din străinătate? Avem designer din România, sigur că da, dar în fiecare an invităm și personalități care se remarcă la nivel internațional. În acest an am invitat un designer, un sculptor de gheață din Slovenia, care va aduce o plus valoare și împreună cu acei sculptori din România, care unii sunt din Oradea, alții sunt din Prahova, hotelul de gheață primește acel să spun, nuanță artistică. Pentru că nu este doar un hotel, e un hotel care se surprinde din toate punctele de vedere. Odată că e din gheață și a doua oară că are elemente care nu le găsește în altă parte. Cei care nu au curajul să doarmă într-un hotel de gheață, că până la urmă trebuie o doză de curaj să petreci o noapte la 0 grade, le recomand o cină în restaurantul de gheață. Este o experiență deosebită, o experiență unică, cu cazare la cald, la cabana Bulealac. Pentru că tot vorbim despre ce pot să vadă oamenii acolo. Haideți să spunem și când pot să vină la dumneavoastră. Știu că așteptați primii turiști în ajunul Crăciunului, dacă nu mă înșel. Am avut două camere erau rezervate pentru această noapte. O familie cu doi copii, însă a fost amânată această cazare până pe data de 22, dar undeva în 20 hotelul poate fi vizitat. Deci în câteva zile ne-a ținut în loc valul acesta de căldură, o să avem niște lucrări de, să spun, de refacere, dar suntem în grafic, nu avem nicio grijă că nu o să finalizăm în termen hotelul de sărbători, va fi deschis pentru cei care vor să cunoască o experiență care în alte zone a lumii costă foarte mulți bani. Dacă comparăm hotelul de la Bulia, care poate fi accesat cu 3-400 de lire, dacă ne gândim în Suedia, fără 1000 de lire nu se poate ajunge acolo și vorbim de Quebec, de Japonia,
trebuie câteva mii de euro pentru a putea vizita acele hoteluri. Deci este o ofertă accesibilă, o ofertă care cu siguranță n-ați mai trăit-o și n-ați mai cunoscut-o. Telespectatorii noastre, vă invit să organizați în această iarnă o vizită la Bâlea Lac și să vă bucurați de România, să vă bucurați de un peisaj care e incomparabil cu hotelul de gheață din Suedia, pe care eu personal l-am vizitat și pot să spun că România este mult, mult peste oferta din Suedia. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la LifeNews. Eu vă mulțumesc și o seară frumoasă!